Chiar dacă anul 2021 a fost un an pandemic în totalitate, mulți hunedoreni au donat sânge. Numărul acestora s-a apropiat de 8.000, la fel ca într-un an normal. Acest lucru s-a datorat și campaniilor făcute de Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva, dar și implicării autorităților locale și ai reprezentanților cultelor religioase. Anul trecut a fost un an greu, dar totuși, din punctul nostru de vedere, un an bun, pentru că 7.816 donări de sânge am avut, atâția oameni au donat sânge în acest centru, cu 15% mai mult decât în anul precedent. Ceea ce noi ne-am bucurat foarte, foarte mult, în sprijinul acestor acțiuni de donare au venit foarte mult și autorități locale, am încheiat parteneriate cu episcopia, cu protocopiatele, primării, multe dintre primăriile locale s-au implicat pentru că am trecut la recoltarea în teren, în întâmpinarea donatorului, bineînțeles, în perioadele cu situația epidemiologică mai bună, pentru a putea respecta și toate regulile de distanțare sau toate regulile de igienă care epidemiologice. Centrul Județean de Transfuzie Sanguină a organizat anul trecut mai multe caravane mobile de donare de sânge, inclusiv în localitățile rurale. Iar doctorul Victoria Hălmaci, directorul Centrului Județean de Transfuzie Sanguină, le mulțumește tuturor celor care s-au implicat în aceste acțiuni. Asta a făcut să crească numărul de donatori, pentru că de foarte multe ori oamenii nu au timp să vină la centrul de transfuzie în Deva și atunci în alte orașe, Orăștie, Hațe, chiar și comune, Densu, Sfântă Maria Orlea, Șoimușu, Ilia, deci am fost peste tot, protopopiatele au organizat, Orăștie, Hațe, Bradu, ele organizează periodic aceste acțiuni și așa, punând mână de la mână și inimă de la inimă, am strâns totuși produse pentru bolnavii noștri. Cu toate acestea, spitalele din județul Hunedoara se confruntă cu un deficit de sânge major. Acest lucru se observă cel mai mult în cazul afecțiunilor oncologice, unde se folosește în tratament un derivat al sângelui, concentratul trombocitar. Practic, este un deficit de 30%, lucru care face ca mulți pacienți bolnavi de cancer să nu poată fi tratați în județul Hunedoara, ci prin alte părți. Asta nu înseamnă că a fost suficient, pentru că încă un procent de 30% am adus aceste produse și din alte județe, vorba mai ales de acest concentrat trombocitar standard, pentru că există o patologie și terapiile oncologice s-au extins și pot bolnavii să facă anumite terapii oncologice chiar și în județul nostru, fără să mai se deplaseze în clinici, dar acestea trebuie să aibă ca suport transfuzia cu produse sanguine, printre care și acest produs de concentrat trombocitar. Cei care doresc să doneze sânge în județul nostru o pot face la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la nivelul al doilea al Policlinicii Spitalului și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 12. Campaniile de donare, precum și caravanele mobile și alte acțiuni ale Centrului Județean de Transfuzie Sanguină, sunt anunțate la punctele de recoltare din județ, dar și pe pagina de Facebook a centrului.